Bună ziua! Sunt Simona Măglaș, consultant în alăptare, acreditat internațional IBCRC, dulă postpartum și asistent medical. Vă urez bun venit pe canalul Familia Postpartum, locul unde veți găsi o mulțime de videouri informative legate de alăptare și legate de viața de familie după nașterea unui bebeluș. Vă mulțumim pentru vizualizare și vă invităm să ne lăsați în coment temele pe care doriți să le abordăm pe acest canal. Vă rugăm să ne ajutați și cu un like, share, subscribe pentru a împărtăși veștile bune ce se regăsesc pe acest canal. Vă mulțumesc! Bun venit la Familia Postpartum! Astăzi discutăm despre ce este consultantul în alăptare și când apelăm la el. Consultantul în alăptare este un atut neprețuit pentru familiile care alăptează, care vă asigură că procesul de alăptare decurge bine și vă oferă informații și asistență pentru a ajuta la prevenirea și gestionarea problemelor ce pot apărea de-a lungul perioadei de alăptare. Consultantul vă poate fi de ajutor atunci când doriți. O consultație prenatală, adică înainte de naștere, unde vă vor fi explicați factorii care pot afecta decursul final al alăptării. Vă mai poate oferi informații de bază despre poziționare și atașare la sân, prevenirea și managementul problemelor frecvente, cum ar fi atașarea mai puțin ideală, producția insuficientă de lapte, transferul ineficient de lapte, durere ale sânilor sau mameloanelor. Sau vă mai poate ajuta cu managementul situațiilor mai puțin frecvente, cum ar fi alăptarea copiilor bolnavi, prematuri, adoptați sau acelor proveniți din sarcină multiplă. Consultantul IBCRC este singurul specialist certificat internațional capabil să ofere expertiză în ceea ce privește procesul de alăptare și lactația umană. Acesta primește acreditare de la Bordul Internațional de Certificare al Consultanților în Alăptare în urma promovării unui examen. Așadar, dacă întâmpinați o problemă în alăptare, ideal ar fi să cereți sfatul unui consultant certificat și vă explic imediat de ce. Înscrierea la examen se poate efectua după îndeplinirea unor condiții de eligibilitate în funcție de traseul profesional al consultantului în devenire. Personal, m-am încadrat pentru prima cale de certificare, intitulată Pathway 1. Ca să fii eligibil pentru înscriere urmând în această cale, trebuie să fii un lucrător în domeniul sănătății recunoscut. Medic, moașă, stomatolog, logoped, nutriționist, psiholog sau asistent medical, în cazul meu. În plus, mai trebuie să fi urmat un curs de 90 de ore de educație în lactație în ultimii 5 ani anteriori înscrierii la examen și un curs de 5 ore de comunicare și 1000 de ore de practică supervizată tot în ultimii 5 ani anteriori înscrierii. Cu alte cuvinte, nu oricine se poate înscrie la examen. Examenul în sine este grilă și constă în 175 de întrebări din următoarele categorii: dezvoltare și nutriție, fiziologie, patologie, endocrinologie, atât materne cât și ale bebelușului, cercetare și multe altele, și evaluează atât competențe clinice cât și cunoștințe. Astfel spus, nu e suficient să ai cunoștințe despre alăptare sau despre procesul de alăptare, trebuie să dovedești că ești capabil să le pui și în practică, certificarea IBCLC fiind o garanție în acest sens. Aproximativ jumătate dintre întrebări sunt însoțite de fotografii relevante pentru întrebare. Persoanele interesate de certificare pot accesa site-ul IBCLC și pot viziona o schiță detaliată a conținutului examenului. Examenul se desfășoară de două ori pe an, de obicei în aprilie și septembrie. Cel din aprilie este susținut în limba engleză, iar cel din septembrie poate fi susținut în 17 limbi. Dar, din păcate, în acest moment, niciuna dintre cele 17 limbi nu este limba română. Personal, am optat pentru susținerea în limba engleză, întrucât majoritatea cărților și a documentelor din care am studiat și care sunt disponibile sunt în limba engleză.
O altă mare provocare a examenului este aceea că nu există o bibliografie bine definită, ci doar acea schiță a conținutului detaliat al examenului. Pentru că se pune foarte mare accent pe securitatea desfășurării examenului, acesta are loc, de obicei, în centre de testare specializate cu programare prealabilă. În contextul pandemiei, în septembrie 2020, atunci când eu am susținut examenul, a fost disponibilă opțiunea de a-l susține într-un spațiu propriu, în cazul meu, la domiciliu, prin intermediul unei aplicații de securitate specializată numită Live Remote Proctoring. Cât despre costurile de examinare, taxa de înscriere la examen a fost în septembrie 2020 în valoare de $660 și momentan este menținută la același nivel pentru România. Mai trebuie avute în vedere costurile celor două cursuri, cel de educație în lactație și cel de comunicare, în perioada în care eu mă pregăteam pentru certificare, de la decizia înscrierii la cursul de educație în lactație și până la obținerea acreditării, am investit aproximativ 11.000 de lei, incluzând cursurile, cărțile, susținerea unor teste pregătitoare și câteva module de curs suplimentare pe care mi le-am dorit în mod deosebit. Bordul internațional de certificare al consultanților în alăptare asigură și educația continuă a consultanților deja acreditați prin obligativitatea recertificării, odată la 5 ani prin credite de educație continuă și odată la 10 ani prin resusținerea examenului. Așadar, când apelăm la un consultant în alăptare, ori de câte ori avem nevoie de o părere specializată în ceea ce privește procesul de alăptare. Spre exemplu, dacă ai dureri la atașarea bebelușului la sân, sau dureri la nivelul sânilor între episoadele de alăptare. Dacă nu crește în greutate corespunzător și medicul indică suplimentare. Dacă se hrănește de mai puțin de 8 ori în 24 de ore sau de mai mult de 12 ori în 24 de ore. Sau dacă ai impresia că bebelușul tău stă în continuu la sân. Dacă are mai puțin de 6 scutece ude sau mai puțin de 3-4 scaune în 24 de ore după a 4-a zi de viață până la 4-6 săptămâni de viață, dacă aveți orice îngrijorare referitoare la procesul de alăptare. Desigur, nu toate problemele privitoare la alăptare necesită intervenția specialistului și accesul la informație online în această perioadă este de foarte mare folos. Grupurile de sprijin în alăptare sunt pline de informații folositoare, care pot ajuta viitoarele sau proaspetele mămici să treacă ușor peste o grijă sau peste o mică problemă apărută în aventura alăptării. Cu toate acestea, dacă nu se rezolvă problemele în scurt timp, este recomandată contactarea unui consultant acreditat. Și pentru că multe dintre aceste probleme pot fi prevenite, lansez o serie de videouri educative despre alăptare și despre perioada postpartum. Următorul video va fi despre tehnica mulsului manual. Vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc să ne ajutați cu un like, share, subscribe și să ne scrieți în comentarii temele pe care ați dorit să le vedeți aportate pe acest canal.